Așa cum v-am obișnuit, dragi prieteni, atunci când nu pot participa la vernisajul unei expoziții din motive pur obiective, îl convoc pe maestrul care expune și evenimentul nu trece neobservat. Acum în derulare la galeriile de artă la Scârborel din Piatra Neamț este expoziția maestrului Ștefan Roșu. A venit, l-am convocat, a venit, a răspuns pozitiv la chemarea mea. Iată-l în dreptul, în fața dumneavoastră, cu o nouă expoziție de pictură, a noua expoziție de pictură, îmi șoptește maestrul Ștefan Roșu, a noua expoziție personală. Dumnealui a avut și participări la expoziții de grup, și la bienale și în saloane naționale, internaționale. Este un muncitor asidu în fața Șevaletului. Bine v-am regăsit. Îmi cer scuze încă o dată că n-am putut să vin atunci, dar iată că momentul acesta nu va trece neobservat. Expoziția, a noua expoziție nu va trece neobservată. Da, niciodată nu-i târziu. Asta e. Da. Da. Este a noua expoziție, ceea ce este un lucru foarte bun și aș face cât de mult se poate, dar zic că pe la 10 mă opresc și fac și de-astea la alte prin țară, tot personale, când țară nu prea am personale și o să încerc să fac și... Da, și... Ați schimbat un pic din tematică și din maniera... Și cromatică și da. Ca formă și... Da, anii trec și experiența de pe zi ce trece și să mai dai drumul la mână și... Asta înseamnă căutări? Înseamnă neliniști în fața șevaletului? Da, căutări, semni, simboluri din vechime, din satul românesc, peisajul satului românesc, ceea ce au trimit în vechime. Da. Câte lucrări aveți acum pe Simeze? Toate sunt cam de aceeași, sunt de aceeași dimensiune, de fapt. Maestrul ne-a obișnuit, aproape de aceeași dimensiune. Maestrul ne-a obișnuit cu suprafețe generoase. Eu stau să mă gândesc pe când am putea, poate a 10-a expoziție să fie cu lucrări de mai mici dimensiuni? Ar fi o idee, dar mi-e cam greu să lucrez pe format mai mic. Eu sunt învățat să lucrez monumental mai mare, așa. Așa simt eu să lucrez proporții mari. Dar o să încerc să fac și lucrări așa mai mici, cum sunt lucrări de pe peretele cea acolo, un 80x90, eu cred că ar fi mai ideal. Da. Cum se împacă, pentru că sunt probleme de timp, de deplasări, cariera de dascăl al lui Ștefan Roșu cu cea de artist vizual profesionist? Este cam greu să faci una și alta. Într același timp să faci pictură și atelier, să faci cu copii la școală. Este timpul cam limitat. Vacanțe liceu, cum am mai spus și în alte dăți, vacanța ai pentru mine este ceva foarte binevenit și atunci am timp de lucru. În rest, naveta, școala, toate acestea necesită câte 8-9 ore pe zi și când ajung acasă târziu nu mai pot lucra. E oboseală, nu o să poate. Dar sâmbătă sau în vacanțe, am timp pentru atelier. Foarte, într-adevăr, încărcate de simboluri lucrările dumneavoastră și cele din tradiția românească, dar se pare că ați apelat și la simboluri de prin alte zări. Da, am o lucrare, aici dintre toate acestea am o lucrare care am avut-o și la saloane din Moldovei. Este de pe peretele din partea dreaptă și a fost nominalizată la saloane Moldovei, la Bacău. Și m-am gândit să o pui să facă parte și ea din expoziția asta. Am încercat să abordez forma, pata de culoare, desenul, linia și toate elementele de limbaj plastic să le aduc în această tematică. O asemenea expoziție s-ar putea transforma la un moment dat și într-o expoziție de obiect artistic, de instalație, doar dacă ați transpune
în tridimensional o parte din simbolurile bidimensionale de pe pânze. Da, se poate spune și așa. Căutări, mereu tot timpul o duci în pictura cât mai departe și lucrând se poate face multe pe parcurs, de pe un an pe altul. Toate spun experiența care trebuie să lucrezi. Dacă nu lucrezi, nu obții nimic. Și lucrând Da, rezultatele se văd. Dragi prieteni, mai aveți timp până pe data de 15 să intrați în galerii și să vedeți lucrările maestrului Ștefan Roșu. Da. Invit cine poate să vii să vadă expoziția mea. Da. Și ce proiecte pentru viitorul apropiat aveți? Păi pentru viitorul apropiat aș mai face o personală pentru anul viitor. Cum am spus, cu lucrări mai mici, și a 10-a, și încerc să fac și expoziții în țară, la saloane, la bienale, cum ai spus, să particip la concursuri naționale, internaționale, să... V-ați gândit să organizați și o expoziție cu lucrări ale elevilor dumneavoastră? Cred că ar fi foarte frumos să am și eu și ei să aibă... Da. Este un viitor, un plan de viitor. Da. Păi ce să vă zic acum, să vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns invitației mele pentru astăzi. Eu vă mulțumesc. Că sunteți aici, că deja aveți planuri pentru următoarele expoziții și să vă urez putere de muncă și sănătate. Mulțumesc mult pentru că invitație și pentru tot. Și vă mai invit și de altă dată și mereu și... Eu sper să ajung chiar în ziua permisă. Deși ne cunoaștem de atâta mare de timp, da, de prin 2004 încoace tot ne-am văzut și la... Da, mulțumesc și eu și... Multă, multă sănătate, Ștefan Roșu. Și dumneavoastră la fel și succes. Mulțumesc. Da.